Debut într-un meci spectaculos pentru arbitrul argeșean Robert Avram în Liga 1. Acesta a oficiat la centru meciul care a închis turul sezonului regulat în primul eșalon, meciul dintre Academica Clinceni și Rapid București, încheiat cu victoria oaspeților scor 3-2. A fost așadar o partidă cu multe goluri, cu răsturnări de rezultat, de vreme ce gazdele au condus cu 1-0 la pauză și au avut 2-1 în minutul 55, dar și o partidă cu 3 penaltiuri acordate de argeșanul debutant în Liga 1. Omoc prea bine, iese Moldovan și e penalti. Este penalti pentru Clinceni. Arareșilie caută poziția centrală. Ioniță trece mingea de adversar și este penalti pe care îl scoate Ioniță. Vedem preluarea foarte bună și preluarea lui Pelu. Intră cu mingea în careu. Atenție, penalti. Ce debut are Liga 1 centralul? Robert Avram are 33 de ani și este din 2005 în arbitraj. În 2010 a promovat la Liga 3 în fotbalul profesionist, iar în 2013 a urcat la Liga a doua, unde a adunat peste 90 de meciuri în cei peste 7 ani petrecuți în acest lot, scriu colegii de la Sportul Argeșan. De un an și jumătate este monitorizat pentru Liga 1, intrând în programul tinerelor talente ce pot promova de la Liga a doua la Liga 1. A avut până acum 14 meciuri ca rezervă la Liga 1, primul fiind în 2020 între Universitatea Craiova și FC Botoșani 2-2. Luni seara a bifat primul său meci din carieră la centru la Liga 1. Robert Avram este al treilea argeșan din lotul Ligii 1 de arbitri după Cătălin Popa și Iulian Călin. Alți trei argeșeni oficiază ca asistenți, Gabriel Stroie, Romică Bârdeș și câmpulungeanul George Florin Neacșu.